Construction Ltd. este o companie de construcții care a luat ființă în anul 2011 în Marea Britanie. Compania noastră se bucură de o imagine respectată și apreciată pentru serviciile ireproșabile în rândul clienților. Fiecare proiect este bine gândit și planificat minuțios. Principiile care stau la baza companiei noastre ne definesc. Calitatea și integritatea sunt valori indispensabile. Ceea ce primează sunt relațiile, apoi proiectele, fără ca acestea să intre în dezacord. Majoritatea proiectelor se află în centrul Londrei, South Kensington, Chelsea și Knightsbridge. Proiectele noastre includ o paletă largă de servicii, lucrări de construcție exterioare, extensii la case, tâmplărie, pavaje, grădinărit, amenajări interioare, lucrări de subsol, instalații, lucrări de acoperiș și mansardare. Ne aflăm la Londra, UK, în locuința domnului Nelu Ciorbă, motiv pentru care îi mulțumim foarte mult și sigur că da, o să putem o discuție, zic eu, distinsă și destinsă și să vă rog să ne spuneți de când sunteți în Anglia, cam toată evoluția dumneavoastră de când ați venit și până în momentul de față. Am ajuns în țara asta în urmă cu mai bine de 10 ani. Într-o ianuarie rece, sumbră, totul a fost descurajant pentru mine. Începuturile au fost foarte dificile. După ce am fost înregistrat la Home Office, de unde am primit un număr de referință, procedură standard pentru oricine vrea să se înregistreze în țara asta, mi-am căutat un loc de muncă la o companie, unde am fost primit și, într-o oarecare măsură, mă ocupam de partea de management cu muncitorii. În urma recesiunii venite din 2008, în perioada aceea de vreme, s-au făcut restructurări și astfel m-am trezit că mi-am pierdut locul de muncă. Au urmat perioade dificile, eu însumi fiind într-o situație foarte fragilă, m-am aventurat de a-mi format o mică echipă de oameni cu care am pornit în ale construcțiilor. La început am avut pierderi considerabile și la un moment dat am tras linie și am zis niciodată asta nu se va mai întâmpla. Am vrut să evadez cu totul din această situație, dar lucrurile s-au mișcat într-un sens cu totul diferit. Este un cuvânt mare care spune așa, nu disprețui ziua începuturilor slabe. Ce s-a întâmplat de fapt? Arhitectul care era involvat în acea construcție m-a încurajat. Văzând modul în care am scos lucrurile la capăt, văzând sinceritatea care m-a marcat, a hotărât ca să-mi dea o altă lucrare să mă ajute. Și de acolo, încet, încet, a urmat ascensiunea noastră. Bineînțeles, a fost o perioadă în care am fost foarte atent în selectarea forței de muncă a băieților care să fie parte din echipa mea și plătit o atenție deosebită la detalii. Iar de aici lucrurile au mers tot mai bine, arhitecții, clienții, investitorii le-am căzut drag, au văzut sinceritatea noastră, au văzut atmosfera noastră din site-uri și așa că au vrut să lucreze în continuare cu noi. M-am văzut silit ca după 2 ani să pun bazele unei companii și așa s-a născut pe insula Marii Britanii compania Ciorbă Construction. I've been working together now for 7 years since we started the practice we worked together on our first project. What was immediate about John was how conscientious he is, very, very caring in everything he does.
and you can tell that he's worked with the tools himself, and so he has an incredible care for the craft of making a building. So what I get from working with John and what all my team get is peace of mind more than anything. When Chauber Construction are on a project, we know that the quality is going to be there. At the end of the job, there's something called a snagging list, where we go around and we spot everything that's wrong with the building. On some projects that aren't with Chauber Construction, they can be 4 pages long. With Chauber Construction, we can generally get it on one piece of paper. Mm-hmm. And those meetings with other contractors in the past have been painful, argumentative about, no, you have to get this right. With John, it's no problem, I'll make it perfect. Having worked with John, a large proportion of his team is still the same. So I think within, you can tell within his company, there's loyalty and a kind of commitment to what they do. So it's very nice to go on site, because I get to see all the guys that I've worked with for so many years, and they did this place. In terms of work, our work is becoming larger as practices do. We're growing organically to do with bigger and more complicated projects. And I see John as part of our team, one of our favourite contractors that can deliver a certain type of very high quality work. Compania noastră are principii riguroase în selectarea forței de muncă, fără discriminare. Șeful de șantier este direct responsabil de respectarea acestor reguli. Conduita morală este un imperativ. Ca om știu că nu există la întâmplare. Am cerut tuturor subcontractorilor, fie români, fie companii englezești, să nu folosească un limbaj agresiv, indecent sau să nu folosească numele lui Dumnezeu în sens greșit în proiectele unde sunt principalul contractor. Este adevărat că la început am avut emoții, însă încetul cu încetul aceste cerințe au dus la formarea unei echipe frumos închegate, câștigând respectul celor care ne vizitează în șantier, arhitecți, investitori sau clienți. Atunci când începem un proiect nou, până și vecinii apreciază conduita și etica muncii desfășurate, iar feedback-urile venite din partea lor ne onorează. Care e relația noastră cu românii de aici? Cum îți văzuți românii în Anglia? Sigur că da, românii care și fac treaba. Da, a fost o perioadă gri, când românii au fost văzuți nu tocmai bine. Erau dați pe canalele de televiziune naționale și locale. Români care veneau aici, se adăposteau pe sub poduri, dormeau pe unde puteau, intrau forțat în casele care erau părăsite temporar și s-au făcut stăpâni pe ele. Mi-aduc aminte că în acea perioadă de vreme tocmai urma să semnăm un contract pentru un film director de aici, din Londra, un om deosebit cu care chiar păstrăm o relație de prietenie deja, și când l-a întrebat pe arhitect de unde sunt totuși băieții ăștia, sunt români, au... Știi, Duncan, n-am vrea cumva ca să ne trezim, casa ne este luată și după aceea să trebuiască să trecem prin procedurile legale și să-i scoatem afară. Bineînțeles că arhitectul a zis, tu vei fi surprins să cunoști această echipă. Și într-adevăr ne-am mărturisit mai târziu, care m-a scoat impresionat, am primit chiar o scrisoare de mulțumire. Și cum spuneam, până la urmă am rămas chiar prieteni. Vis-a-vis de felul cum ne raportăm noi la români, da, îmi place să fiu o mână întinsă pentru ei, să fiu un suport. Am băieți în echipă care au venit aici și, în disperare de cauză, doreau să lucreze cu oricât pe zi. Bineînțeles, încerc ca să plătesc oamenii la nivelul la care plătesc companiile englezești. I-am ajutat pe acești tineri să rămână, să învețe o meserie și, dintre ei, îmi sunt oameni de bază la ora actuală. Chiar ieri am fost să spăl mașina la o spălătorie și am văzut un băiat descurcăreț acolo, un băiat muncitor care se plângea printre altele că tare ar vrea să meargă să lucreze într-un alt domeniu, în construcție. La spălătorie de mașini se câștigă foarte puțin. I-am dat cartea mea de vizită și dacă va vrea, voi fi unul dintre acei care îi va oferi ajutorul. Vă rog să ne spuneți, așa în general, cum e viața aici în Anglia?
pentru un director de companie bănesc că e destul de stresantă, dar dacă vă faceți timp liber, să zic. Da, este o problemă sensibilă. Muncim foarte mult. Avem foarte multe weekenduri în care suntem găsiți în birou. Nu avem un program strict de 8-9 ore pe zi. Uneori lucrăm până la ora 11 și chiar 2 dimineața ne prinde. Dar toate acestea pentru ca să am liniștea, că toate lucrurile sunt așezate bine și facem totul ca să eliminăm stresul de pe șantiere. Relația noastră cu arhitecții, inspectorii, clienții, investitorii și așa mai departe, e o listă lungă, vrem să fie la cel mai înalt nivel. Deci dăm totul, punem totul, uneori simțim că nu mai putem. Motiv pentru care probabil compania va crește și chiar mă voi orienta ca să angajez unul sau doi ingineri în viitorul apropiat. Care e rețeta succesului? Eu vă spun rețeta mea. Ok. Cuprinde 3 mari ingrediente. Seriozitate, muncă asiduă și încrederea în Dumnezeu. Știu că sunteți o persoană religioasă. Ce puteți să ne spuneți? Sunt un om care am trecut prin eșecuri, prin falimente în viață. Sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a deschis oportunități și opțiuni în viață. Pot să spun că sunt un om renăscut care am prins a doua șansă și mă străduiesc ca să nu dezamăgesc de aici încolo. Din câte am înțeles, aveți clienți destul de celebri, asta și fiindcă firma noastră a făcut lucrări de foarte bună calitate. Avem clienți din segmentul de sus. Am făcut lucrări pentru parlamentari din alte țară. Am făcut lucrări pentru directori de cinematografie, prieteni de-ai fostului prim-ministru David Cameron. Am făcut lucrări și urmează o altă lucrare mare făcută tot pentru același client, a doua cea mai bogată familie din Malaezia, un nume mare. Și lista poate continua. Într-adevăr, ați făcut lucruri de bună calitate. Se vede și în faptul că sunteți și premiat. Poate ne spuneți ceva vis-a-vis de acest lucru. Când am pus bazele companiei, am avut în minte să implementez câteva reguli de bază care să fie urmate și respectate. Apoi, odată cu ascensiunea companiei și cotarea ei bună pe piață, ne-am dat seama că trebuie să sprintăm spre un alt nivel. Motiv pentru care ni s-a cerut ca să fim incorporați cu Considerate Constructor Scheme. Prin aceasta urmăream să avem acces la joburi mai complicate. Spre exemplu, aș putea să menționez tipul de case cu risc ridicat, case suspendate sub care trebuie să construim noi spații de locuit cu acces direct spre lumina zilei. Putem vorbi despre natura proiectelor patrimoniale, numite și listed building, unde se urmăresc niște reguli extrem de stricte și, bineînțeles, finisajele de cea mai înaltă calitate, care reprezintă de altfel și semnătura sau cartea de vizită a companiei. Ei bine, ne-am incorporat cu această organizație care monitorizează fiecare companie în 5 segmente. Se pun sute de întrebări care sunt verificate. Rezultatul întrebărilor introduse într-un computer special, ca apoi acest computer să plaseze compania XYZ în grila care este relevantă companiei respective. Desigur că noi am fost plasați aproape de segmentul cel mai de sus. Compania noastră este plasată la calificativul de companie excelentă, excepțională. Mai sus de atât, vorbim despre inovativ. Lucru care ne încântă și pot să menționez aici că după doar 3 ani de existență și primul an de monitorizare, compania a fost premiată cu Silver la cel mai mare eveniment în domeniu, în Marea Britanie și Irlanda, motiv de bucurie, și pot să menționez că la acest eveniment mai puțin de 1% din companiile înregistrate și monitorizate sunt selectate și premiate.
De curând, Ciorba Construction Ltd. a fost premiată de cele două mari federații din industria construcțiilor, Federation Master Builders și Considerate Constructor Scheme, pentru nivelul extraordinar de atenție în comunitate, mediul înconjurător, calitatea muncii și îmbunătățirea imaginii industriei. Este o bucurie și o răsplată a lucrului bine făcut. Acest premiu ne onorează, dar în același timp ne și responsabilizează să țintim mai sus. Prioritatea noastră este să acordăm o atenție sporită în relația cu clienții, furnizorii și instituțiile în domeniu. Hello and thank you for joining us today for Federation Master Builders Awards. Asistăm la un eveniment care se repetă o dată la câțiva ani. De la început și până acum, la nivelul Londra, când peste 900 de companii au fost selectate și dintre cele 900, uite că am ieșit câștigător la două categorii. I think it's an amazing event. It's incredibly inspiring. It's nice to see both young people and older people rewarded for everything that they've done for the industry. I think it's incredible to be here with Chorba and John in particular. He's done so much for all of us and he goes above and beyond for all of his clients. It makes me very, very happy to see him rewarded for everything that he's done and I'm so proud to be part of this. Ciorba Construction a fost nominalizată să participe la un eveniment așa de special al constructorilor din Marea Britanie și suntem onorați să fim aici astăzi. Escola! Issuing hand-delivered pre-start introductory letters, organizing meetings, and providing updates and notifications of any noise or disruptive work. Equally high consideration is afforded to supporting charities and good causes, including a sheltered home in Watford, WaterAid, and Macmillan Cancer Support. The workforce is equally well considered, with personal development needs recognized and training provided for advancement. Healthy lifestyles are encouraged through organized paintball sessions and football games, backed up with ample health and well-being literature and advice provided. Demonstrating increasingly high standards in all areas of considerate practice, this company is clearly dedicated to improving the image of the industry. Congratulations.
Domnule ambasador, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi la acest eveniment unde Considerate Constructor Scheme, o entitate englezească de aici, din Londra, a ales să premieze cele mai bune companii de construcții din Marea Britanie și Irlanda de Nord. Pe lista celor nominalizați, tocmai cum am văzut, a fost și Ciorba Construction LTD, o companie cu profil românesc. Vis-a-vis de acest lucru, vă rugăm să ne dați câteva impresii. Vă face o foarte mare plăcere să fiu astăzi aici și am dorit să fiu alături de prietenul meu, domnul Ion Ciorbă, pe care îl consider un exemplu de succes în Marea Britanie. Și cred că noi putem să popularizăm poate mai mult asemenea exemple de oameni foarte serioși care lucrează aici, de oameni care știu să facă performanță, de oameni care sunt apreciați în Marea Britanie, pentru că, de regulă, atunci când vorbim despre românii din Marea Britanie, din păcate, în presă avem mai degrabă exemplele negative. Iată, e un exemplu pozitiv. Domnul Ciorbă are o companie de succes care azi a luat Gold Award, unde am văzut foarte multe companii importante. Construction LTD este o companie onestă, onorabilă și de încredere, cu care avem plăcerea să lucrăm. Sunt chiar preocupați de casele pe care le remodelează. În calitate de clienți, ni se oferă ocazia de a asista la un mod de execuție ireproșabil al lucrărilor din partea companiei, ba mai mult, cu zâmbetul pe buze. Generozitatea acestei companii nu se sfârșește doar cu definitivarea proiectului. Echipa este mereu disponibilă să ofere sprijin clienților noștri, chiar și după mutarea lor în noua locuință, devenind adesea parte din familie. Nu am cuvinte suficiente de apreciere pentru compania Ciorba Construction. Proiectul nostru a fost dus până la capăt printr-un efort neobosit, într-o manieră extraordinară de echipa de profesioniști a lui John, oameni harnici și curtenitori. Fiecare provocare a complicatului proiect a fost depășită cu succes înainte de a ridica probleme. Aș colabora cu Ciorba Construction LTD din nou, fără nicio ezitare. De asemenea, Ciorba Construction LTD se implică în proiecte și acțiuni sociale pentru oamenii aflați în diferite nevoi. Centrul Macmillan Cancer Support, participarea la organizarea de evenimente cu scopul strângerii de fonduri pentru asociații non-profit care se ocupă cu reabilitarea tinerilor dependenți de droguri și alcool. De curând, am avut bucuria să invităm un artist din București care și-a relatat povestea vieții la unul dintre punctele noastre de lucru. Apoi, susținerea unor proiecte pentru ajutorarea copiilor nevoiași din Africa. New Hope Home Shelter, un centru pentru oamenii fără adăpost. Căminul Felix Oradea, o șansă pentru copiii abandonați. Și, nu în ultimul rând, susținerea financiară a echipei de fotbal AVA Academy din Londra, unde se pregătesc aproximativ 80 de copii aflați în vizorul celor de la clubul Chelsea. Ce v-a determinat să vă implicați în proiectul Academiei de Fotbal al Copiilor Români de aici din Londra? Eleanor Roosevelt spunea felul următor: fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde te afli. Noi am purtat mai multe discuții cu cei din stafful Academiei de Fotbal AVA Academy. Am vrut să aflu mai mult despre oamenii care sunt implicați în acest proiect. Am fost plăcut impresionat de dăruirea lor. Sunt vreo 7-8 antrenori care, după orele de serviciu, se iau și se duc la cele două baze sportive unde pregătesc grupele de copii. Și să nu uităm că într-o metropolă ca Londra, totul se măsoară în timp și nu în mile sau kilometri. Se spune că un copil zâmbește pe zi de 400 de ori, pe când un adult de doar 15. Deci undeva pe drum noi am pierdut 385 de zâmbete pe zi. Avem de învățat de la ei. Uitați-vă la ei cu câtă dezinvoltură aleargă, uitați-vă la ei cât sunt de vese. Îndemn părinții să-și scoată copiii din mediul lor virtual și să-i aducă la AVA Academy Football, pentru că vor avea de câștigat de două ori. Își vor face noi prieteni și vor face mișcare, chiar dacă nu sunt sau nu par că sunt talente înăscute. Există o relație foarte bună a Academiei de Fotbal cu clubul Chelsea. Chiar peste câteva zile urmează să ne întâlnim cu antrenorii de acolo
la clubul Chelsea, cum se spune în lumea fotbalului, la ei acasă, ca să ne cunoaștem mai bine și să avem o relație mai bună în ce privesc proiectele de viitor. La prezentarea oficială a echipamentului a participat și domnul ambasador al României de aici din Londra. Ce puteți să ne spună despre aceasta? Prezența domniei sale într-adevăr ne-a bucurat. Am avut chiar un timp excelent de calitate petrecut împreună, unde au participat și alte persoane din cadrul ambasadei. Discuții frumoase de o manieră destinsă și sperăm ca împreună să materializăm visul copiilor și chiar și al antrenorilor lor. În concluzie, putem spune cu încredere că suntem o companie într-o continuă schimbare și adaptare la noile tendințe. Ne dorim să fim un punct de referință pe o piață a muncii supra-solicitată.